Nu știu ce imagini vizuale s-au creat în mintea voastră atunci când v-am citit pasajul acesta, însă vreau să vă spun ce am trăit eu pentru primele dăți când am interacționat cu pasajul acesta. Vedeți, în viață noi abordăm Biblia, Scriptura și ceea ce învățăm și prin prisma experiențelor noastre personale. Eu vin dintr-o familie cu 6 frați, sunt născut în anul 1984, cândva înainte de Revoluție, un eveniment despre care voi ați învățat numai la istorie, cu un tată pastor și cu o viață nu totdeauna ușoară. Una din provocările noastre ca familie, înainte de Revoluție, erau zilele de duminică. Având un tată pastor care slujea în fiecare duminică la biserică, niciodată nu știai duminica ce musafiri vor fi la biserică. Nu erau telefoane mobile ca și astăzi, nu erau mail-uri, nu se comunica atât de ușor. Și te trezeai duminica dimineața, de exemplu, la biserică cu frați musafiri din Bucovina, din Oltenia, din Dobrogea, din altă parte a lumii. Pe lângă că niciodată nu puteai anticipa cine și ce va predica, la finalul programului rămâneau câțiva frați după serviciu. Și atunci cineva trebuia să-i aducă acasă, să-i găzduiască, să le dea să mănânce și așa mai departe. Restaurantele, hotelurile nu erau așa accesibile ca și astăzi. Și atunci noi ca familie, fiind familia păstorului, aveam o provocare duminică de duminică. Niciodată nu ne puneam la masă până când nu ajungea tata de la biserică să vedem dacă a adus cu el musafiri sau n-a adus musafiri. Mama întotdeauna era o gospodină extraordinară, o femeie slujitoare care îl iubește enorm de mult pe Dumnezeu, dar și un foarte bun, un foarte bun manager al casei, al familiei noastre. Și atunci, mama era pregătită pentru orice scenariu, avea planul A, B, C, D și așa mai departe. În primul rând, mama avea mai multe seturi de vase. În momentul în care veneau musafirii, dintr-o dată mama scotea setul acela de vase de cobalt, așa cu albastru, colorate frumos, vasele alea de care noi copiii nu aveam voie să ne atingem. Erau setul de veselă pentru musafiri. Și când tata venea cu musafirii, nepoftiți și ajungea acasă, mama punea vasele de cinste, vasele de onoare. Însă, cu timp aceste vase se zgâreau, se ducea vopseaua de pe ele și la un moment dat vasele astea erau retrogradate și ajungeam noi copiii să folosim vasele acelea care mama le ținea în dulapul acela special și de care nu aveam voie să ne atingem, pentru că ceva s-a întâmplat. Au coborât sub standardul pe care mama îl impunea pentru gospodăria noastră, pentru modul în care își dorea să-și primească musafirii. Însă, când vasele astea pe care le foloseam noi ca familie, noi ca și copii în fiecare zi, ajungeau să se fisureze sau să se ciubească, mama le retrograda din nou. Și vasul ăla care cândva a fost un vas de cinste, de care doar musafirii se bucurau și noi copii, n-aveam voie să umblăm cu ele, să nu le spargem, și-a ajuns acum în mâinile noastre, era retrogradat mai jos. Și ajungea la animale, și ajungea la pisică, unde puneam laptele sau altceva de felul acesta. Și mai exista încă o etapă, când vasul acela se crăpa și nu mai putea ține mâncarea în el, laptele în el, lichidul în el, era aruncat la gunoi. Gândiți-vă ce rușine pentru un vas de cinste, un vas frumos colorat, un vas de cobalt, un vas care la un moment dat a servit cei mai importanți musafiri să ajungă un vas din care bea pisica lapte sau mai mult decât atât, un vas aruncat la gunoi. Cam asta e imaginea pe care Sfântul Apostol Pavel o creează și ne aduce în față despre standardele lui Dumnezeu. Dumnezeu are standarde. Dumnezeu este arhitectul perfect, Dumnezeu este managerul perfect și Dumnezeu își gestionează biserica, trupul lui Iisus Hristos, într-un mod perfect. Și în textul de față, Sfântul Apostol Pavel explică lui Timotei că există limite, există praguri critice, există standarde care ne dau anumite statuturi înaintea lui Dumnezeu. Și că există vase de cinste, vase folositoare stăpânului, vase pe care le admir, dar există și vase de ocare sau vase care și-au pierdut întrebuințarea lor.
De aceea, în seara aceasta, suntem tineri din mai multe biserici, suntem la o conferință în care vorbim despre ce înseamnă limitat și nelimitat și vreau să vă ofer un principiu despre care vreau să vorbesc în următoarele câteva zeci de minute, și anume, respectă limitele lui Dumnezeu ca să trăiești nelimitat. Respectă limitele ca să trăiești nelimitat. Va trebui să învățăm să trăim acolo, în limitele lui Dumnezeu, ca experiența noastră cu Dumnezeu să fie nelimitată. Nu ne plac limitele. Adesea fiecare dintre noi forțăm limitele și mergem cu mașina pe autostradă și acolo scrie 130 și noi conducem de la 150 în sus. Adesea trebuie să fim la școală la fără 5 minute și noi venim la și 5. Adesea încercăm să forțăm limitele. Însă Dumnezeul nostru a creat universul acesta să funcționeze în anumite limite. Și Dumnezeu a trasat anumite limite, atât spirituale cât și naturale și de orice fel vreți voi, ca noi să funcționăm într-un mediu safe, echilibrat și în eficiență maximă. Aduceți-vă aminte de Eden. În Eden Dumnezeu trasează prima limită. Are o relație extraordinară cu Adam și Eva. Se întâlnea cu ei în fiecare dimineață. Oamenii aceștia am putea să spunem că le experimentează pe Dumnezeu nelimitat în toată frumusețea, în toată măreția și în tot harul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu pune o limită și zice, puteți să mâncați din toți pomii grădinii, dar să nu depășiți limita aceasta. De pomul acesta, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mâncați. Ce fac oamenii? Oamenii forțează limita lui Dumnezeu și mănâncă exact din pomul acela. În momentul acela, relația lor cu Dumnezeu, experiența lor supranaturală, nelimitată cu Dumnezeu, este întreruptă, este forfecată și omul cade sub osânda păcatului. Omul izgonit acum din Eden se uită la cât de puternic era impactul unei vieți cu Dumnezeu în permanență. Dar pentru că a depășit niște limite impuse de Dumnezeu, va trebui să plătească prețul. Însă, în urmă cu 2000 de ani, la Golgota, vine Domnul Iisus Hristos să refacă legătura dintre om și Dumnezeu. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, oamenii intră din nou în relația aceea perfectă, absolută cu Dumnezeu, în care pot să-L experimenteze cu Dumnezeu, pe Dumnezeu. Nu numai că oamenii au dreptul să stea față în față cu Dumnezeu, ci în jertfa Domnului Iisus Hristos, oamenii devin temple ale Duhului Sfânt și Dumnezeu locuiește în fiecare dintre ei, oferindu-le din nou posibilitatea unei experiențe extraordinare cu Dumnezeu. În momentul convertirii, în momentul nașterii din nou, fiecare dintre noi devenim vase în mâna lui Dumnezeu. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, și aici trebuie să clarificăm, o să avem și mâine un seminar pe pneumatologie, Duhul Sfânt face 4 lucrări, pocăință, naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt și sfințire. Din momentul nașterii din nou, Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre noi. Din momentul acela, noi devenim vase al lui Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește în noi. Depinde de fiecare dintre noi cât de folositori suntem în mâna stăpânului. Există vase cu funcții diferite și există vase cu statut diferit. Gândiți-vă la o casă normală, nu? Într-o casă normală sunt multe tipuri de vase. Avem pahare, avem farfurii, avem boluri, avem nu mai știu ce vase avem prin casă. Vase cu funcții diferite. Însă în casă, deși avem vase cu funcții diferite și în biserică avem oameni cu funcții diferite, unii slujesc ca vas în predicare, alții în rugăciune, alții în mijlocire, alții în alte zone, avem și vase cu statut diferit. Avem pahare de unică folosință, de plastic, nu? Avem o dată din ele, le-am sfârtecat și le-am aruncat la gunoi. Avem pahare de sticlă și avem pahare de cristal, în funcție de statutul lor. E tot așa și în viața noastră cu Dumnezeu. După ce relația noastră cu Dumnezeu s-a refăcut prin jertfa Domnului Iisus Hristos, fiecare dintre noi devenim, am depășit pragul acesta critic, linia aceasta, limita aceasta a iertării lui Dumnezeu și devenim vas în mâna lui Dumnezeu. Depinde de dedicarea noastră a fiecăruia dintre noi și de modul în care ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Adesea ne uităm și zicem, omul ăsta este mai folosit de Dumnezeu, are mai mult Duh Sfânt, are ungere mai aparte. Însă Biblia ne spune în textul acesta că modul în care ne folosește Dumnezeu
nu ține de predestinarea noastră, ci ține de dedicarea noastră. De cât de mult respectăm standardele lui Dumnezeu. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Dă-mi voie să te întreb încă din punctul acesta al predicii. Tu ești un vas în mâna lui Dumnezeu? Locuiește Dumnezeu în viața ta? Ai avut un moment în care ți-ai pus serios problema că ai încălcat niște limite ale lui Dumnezeu și că tu nu mai poți să ai relație cu Dumnezeu și în momentul acela l-ai chemat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și Hristos a venit în viața ta împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt? Ești astăzi un vas în mâna lui Dumnezeu? Te simți folositor ca vas în mâna lui Dumnezeu? Știi care e diferența între vas și bibelou? Bibelou, nu? Îl ieși, îl pui acolo în vitrină, îl puneau bunicii noștri, rămânea acolo și se punea praful pe el și nimeni nu-l mișca de acolo. Însă vasul era folositor. Vasul era luat și era folosit în gospodărie, apoi era spălat, trecut printr-un proces greoi pentru el, care îl uza și apoi era pus din nou înapoi. L-ai simțit pe Dumnezeu că te scoate din zona ta de confort să te folosească pentru mântuirea unui om? Să te trimită să aduci vestea bună unui alt om? Să te scoată din zona ta de confort să faci ceva ce n-ar fi putut face altcineva? Ești un vas folositor în mâna lui Dumnezeu? Prima limită despre care vorbim astăzi este limita mântuirii, momentul în care vine Dumnezeirea și locuiește în tine. Și din momentul acela în care locuiește, tu ești un templu, ești un vas, ceva ce găzduiește prezența lui Dumnezeu. Și întrebarea de la care trebuie să plecăm este aceasta. Te simți folositor în mâna lui Dumnezeu? Apoi dăm voie să te întreb, care e statutul tău de vas în mâna lui Dumnezeu? Cum te folosește Dumnezeu? Ca un vas de cinste? Când Dumnezeu trebuie să câștige un om, te trimite pe tine? Când Dumnezeu are de făcut o lucrare care necesită multă atenție, multă migală, o lucrare de cinste, te folosește pe tine? Sau tu ești ultimul vas? Pentru că curăția vieții tale nu te califică să fii folosit la cel mai înalt standard al lui Dumnezeu. Tu ești un vas de cinste sau ești un vas de ocare? A fi un vas de cinste sau un vas de ocare nu ține de predestinare, că așa te-a făcut Dumnezeu să fii, ci ține de dedicarea ta. A fi un vas de cinste sau un vas de ocare nu ține de predestinare, ci ține de dedicarea ta. 2 Timotei 2,21. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Una dintre cele mai mari tragedii ale pastorilor, ale liderilor de tineret și oamenilor cu autoritate în biserică, este să vadă vase de cinste. Oameni care l-au slujit pe Dumnezeu cu dedicare, oameni care au avut inima pentru Dumnezeu, oameni care s-au implicat la tineret în biserică și care trăiau disciplinați cu Dumnezeu, să-i vadă retrogradând de la vasele cele mai de cinste la vase de ocară și apoi scoși din folosința lui Dumnezeu. Vestea bună pe care ți-o dau în seara aceasta este că procesul acesta de la vas de cinste la vas de ocare este și un proces reversibil. Se poate, dacă în seara asta Duhul lui Dumnezeu ți-a dus în minte că poate nu ești cel mai de cinste vas, că ai fost cândva de cinste și ți-ai pierdut statutul, se poate ca în seara asta să te întorci înapoi. Se poate ca în seara asta să progresezi și să fii cine te-a făcut Dumnezeu să fii. O să-ți las 3 principii care te vor ajuta să rămâi un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu sau, dacă ai pierdut statutul acesta, să-ți recâștigi statutul de vas de cinste înaintea lui Dumnezeu. Va trebui să respecti limitele lui Dumnezeu ca să-L experimentezi nelimitat. Va trebui să respecti standardul lui Dumnezeu de a fi un vas de cinste curat, folositor, ca să experimentezi puterea lui Dumnezeu. Primul principiu pe care vreau să vi-l împărtășesc în seara aceasta pentru a rămâne vase de cinste în mâna lui Dumnezeu este acesta. Dedică-ți trupul lui Dumnezeu. Dedică-ți trupul lui Dumnezeu. Romani 12,1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Prima limită pe care trebuie să o trasăm, primul standard pe care trebuie să-l trasăm, este o limită, un standard al trupului nostru. Noi trăim într-o lume fizică,
transcendentă spirituală. Deși avem un suflet, deși avem un duh, deși avem conexiune cu Dumnezeu, noi suntem în lumea asta unde trupul nostru interacționează prin cele cinci simțuri cu tot ce se întâmplă aici. Sfântul Apostol Pavel vorbește romanilor și spune: aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. În Vechiul Testament, animalele jertfite, știți cum erau? Erau moarte, nu erau vii. Știți de ce erau animalele ucise mai întâi și apoi puse pe altar? Pentru că instinctul firesc de supraviețuire făceau animalele să vrea să trăiască, să sară, să se zbată, să se coboare după altar. Pavel, când vorbește bisericii din Roma și romanilor, le spune: trupurile voastre, oameni buni, dacă vreți să fiți vase de cinste, să păstrați standardul lui Dumnezeu, trebuie să fie pentru voi o jertfă vie. Adică, în mod intențional, deși instinctele tale de supraviețuire firești vor să nu facă lucrurile care tu le impui să le facă, să le obligi, să obligi aceste instincte să stai disciplinat înaintea lui Dumnezeu. Creștinii trebuie să-și jertfească dorințele trupești într-un mod intențional. Mintea este locul unde se naște păcatul pentru fiecare dintre noi. Însă trupul este locul unde păcatul funcționează. Mintea este locul unde se naște păcatul, însă trupul este locul unde păcatul funcționează. Fiecare dintre voi aveți telefoane, nu? Poate că 95% dintre voi aveți TikTok, Insta sau alte aplicații din asta, din social media. Deci aveți o aplicație extraordinară care poate să vă arate pozele cu prietenii, cu familia sau cu alții care sunt la depărtare, poate în alte orașe, în alt continent, așa mai departe. Și cineva a gândit o aplicație extraordinară, o minte genială de IT-ist. Acea aplicație, ca să funcționeze, are nevoie de un device. Are nevoie de un device. Tot așa este și cu păcatul. Păcatul se naște în mintea noastră. Diavolul vine și pune sămânța, diavolul face softul acela și pune în noi dorința de a păcătui. Dar păcatul să se înfăptuiască, să se întâmple, are nevoie de trupul nostru. Chiar dacă la nivelul minții îți creezi planurile cum să minți, cum să furi, cum să înșeli, păcatele astea prin viață, atunci când îți folosești gura pentru a minți, mâinile pentru a fura, trupul pentru a face alte păcate. Dumnezeu știe asta și de aceea Dumnezeu ne cheamă să facem legăminte cu trupul nostru, să ne dedicăm trupul lui Dumnezeu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Va trebui să păstrezi limitele lui Dumnezeu, să strasezi limite în jurul trupului tău. Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea. Toate versetele astea și multe altele ne spune că pentru a trăi în standardul lui Dumnezeu, care ne permite să le experimentăm supranatural, prima dată va trebui să lucrăm cu trupul nostru. Oameni buni, doar atunci când suntem intenționali în a ne dedica trupurile noastre, putem lua decizii conștiente pentru a evita păcatul. Doar atunci când sunt intențional, mi-a dedicat trupul lui Dumnezeu, pot să iau decizii corecte. Imaginați-vă o barcă, nu? O barcă lăsată pe mare, fără ca cineva să stea la cârma ei, să fie lovită de toate valurile și să visez că într-o zi barca aceea va ajunge în port. Niciodată! Cel mai probabil, barca aceea va fi spartă de valurile mării. Zeci și milioane de creștini și mii de creștini și sute de mii de creștini stau astăzi în biserică și își lasă trupurile să fie lovite de diavolul și să fie jefuite de diavolul fără a-și le dedica înaintea lui Dumnezeu, așteptându-se ca ei să fie vase de cinste. Și Dumnezeu zice: nu se poate așa. Voi va trebui să fiți jertfe vii, să vii să faci legăminte cu trupul tău și să zici: indiferent de ceea ce mă oferă lumea, fac legământ cu ochii mei. Indiferent de ce mă oferă oamenii din jur, fac legământ cu mâinile mele. Indiferent de ce zic prietenii mei, fac legământ cu gura mea, ce să vorbesc și ce să nu vorbesc. Dă-mi voie în seara asta să spun câteva întrebări. Cine stăpânește peste trupul tău? I-ai dedicat intențional lui Dumnezeu trupul tău sau îl lași jefuit de diavolul? Cine stăpânește peste ochii tăi, peste ceea ce privești? Ai făcut legământ cu ochii tăi să stai în dedicare în fața lui Dumnezeu sau stai
ori întregi pe social media sau pe televizor sau pe altceva, lași să vină orice imagini și îți doresc să fii un vas de cinste, îți doresc să vii aici în față și când cânt să miște Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine stăpânește peste gura ta? Ai făcut un legământ cu gura ta să nu vorbești de rău o persoană care nu este de față? Sau vorbești tu ce-ți vine la gură și îți dorești să fii un vas de cinste folositor în mâna lui Dumnezeu și să-L experimentezi pe Dumnezeu într-un mod supranatural? Ai făcut un legământ cu viața ta, cu energia ta? Sau te lași furat de diavol în tot felul de lucruri? Stai de dimineața până seara lenevești și faci tot felul de lucruri care te jefuiesc de energia care ar trebui să o aduci înaintea lui Dumnezeu? Cel mai mare dușman al nostru este diavolul. Știți de ce? Pentru că diavolul vrea să ne jefuiască de tot ceea ce a pus Dumnezeu autentic, puternic și de folos în noi. Imaginează-ți că ai 10.000 de euro și că îi lași în fața casei, în fața porții și intri o oră, două, trei în casă fără să-i păzești. Știi ce se întâmplă? În primele 10 minute au dispărut de acolo. Ei, dați-vă seama că atâția oameni își lasă potențialul pe care l-a dat Dumnezeu nepăzit, fără să facă un legământ, fără să facă un contract cu Dumnezeu peste dedicarea lor și ei vor să fie vase de cinste. Ei cred că pot să-l lase liber și diavolul să nu-l atace. Diavolul, de la început, a fost tatăl minciunii, înșelătorul și jefuitorul care a vrut să jefuiască tot ce era valoros în oameni, în ființele acestea făcute de Dumnezeu. Prima diferență între un vas de cinste și un vas de ocare este că omul, acel vas de cinste, și-a dedicat intențional trupul lui Dumnezeu. Trupul lui respectă limitele, standardele lui Dumnezeu. Noi suntem trihotomici, trup, suflet și duh. Și va trebui să învățăm ca atunci când vrem să fim folosiți de Dumnezeu, să începem cu trupul nostru, pentru că păcatul vine prin trup. Păcatul vine prin lumea asta senzorială, prin firea pământească. O, da, vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu nelimitat? Vrei să fii un tânăr azi? Va trebui să începi cu lucrurile acestea. Noi de multe ori știți cum facem? Mergem la seri de rugăciune, mergem la studiu biblic, mergem la biserici, încercăm prin zile de post să căutăm pe Dumnezeu și un lucru extraordinar cu facem. Dar va trebui să faci primul pas în viața ta. Tu nu poți să reglezi o problemă care e la 1000 de metri sau de kilometri de tine, ci va trebui să-ți rezolvi rana sângerândă, va trebui să-ți rezolvi problema din tine, va trebui să-ți rezolvi hemoragia din viața ta. Degeaba vrei să alergi pentru Dumnezeu la maratoanele credinței, să fii un om care mijlocește, care postește, care predică, care face să întoarcă oameni la Dumnezeu până când viața ta sângerează, până când în viața ta este hemoragie, pentru că n-ai fost în stare să îți limitezi, să-ți legi, să-ți pui în perimetru standardul lui Dumnezeu felul în care trăiești viața. Predicam duminica trecută în Eclesia despre Ioan Botezătorul. 30 de ani în care se pregătește, în care slujește, în care stă în pustie, mănâncă miere sălbatică, este îmbrăcat cu haină de păr de cămilă. Știți pentru cât? Pentru 6 luni. După 6 luni apare Iisus Hristos și omul ăsta se retrage și ajunge în temniță. De ce? Pentru că se merită să-L experimentezi pe Dumnezeu într-un mod extraordinar, să-L experimentezi nelimitat, Dumnezeria să trăiască în tine. Dar Dumnezeu nu va folosi, nu se va coborâ, nu va crea experiențe nelimitate într-o viață care nu este dedicată. De aceea, oriunde ești în sală în seara aceasta, primul lucru care te chem să-l faci este să te uiți la trupul tău, să te uiți la zonele în care ești vulnerabil în trupul tău. Poate că ai o problemă cu ceea ce privești, poate că ai o problemă cu ceea ce vorbești, poate că ai o problemă de atitudine. Începe cu trupul tău. Fă legământ și dedică-ți-l lui Dumnezeu. Fă din trupul tău o jertfă vie. Fii intențional și zi, de azi înainte n-am să mai fac asta, de azi înainte n-am să mai fac asta. Creează limitele acelea ale Edenului care te fac să trăiești, să fii cu Dumnezeu într-un loc sigur, într-un loc safe. Al doilea lucru, al doilea principiu care vreau să vi las în seara aceasta, principiu care să vă ajute să-L experimentați pe Dumnezeu într-un mod supranatural, o limită bună a vieții de credință, este acesta. Înnoiește-ți constant felul de a gândi lucrurile. Înnoiește-ți constant felul de a gândi lucrurile. Romani 12:2. Nu vă conformați acestui veac, traducerea John Tipei. Nu vă conformați acestui veac, ci transformați-vă prin înnoirea minții pentru a distinge care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Spunea mai devreme că el, păcatul, se naște în minte și funcționează în trup. Dacă am reglat păcatul în zona trupului, va trebui să facem un pas spre zona minții. Mintea noastră este terenul pe care în fiecare zi se dă un război spiritual. Mintea noastră este terenul în care diavolul vine și pune mine și plantează sămânța păcatului. Depinde cum avem mintea. Va trebui să învățăm mereu și mereu să nu ne lăsăm mintea conformată după modelul lumii. Nu vă conformați acestui veac. Nu vedeți ce se întâmplă în lumea de astăzi? Cum societatea încearcă să ne conformeze? Știți ce înseamnă să conformezi? Înseamnă să bași ceva într-o formă, să aduci cu forța după un tipar. Dacă în urmă cu 10 ani nu puteam vorbi în România despre homosexualitate, LGBT și lucrurile astea, pentru că oamenii se speriau când spunea cuvintea din asta și li se părea ceva ne la locul lui să vorbești public despre un homosexual. Astăzi, țările din Europa au ajuns să legifereze lucrul ăsta. De ce? Că societatea încearcă să ne conformeze și vin cu tot felul de culturi în care ne spun, ok, voi trebuie să vă conformați la legile Europei, la legile lumii, la liberalismul și tot ceea ce se întâmplă acum. Dar vine Scriptura și ne zice că noi, ca să fim în mâna lui Dumnezeu vase de cinste, trebuie să păstrăm niște limite și mintea noastră în fiecare clipă să-și înnoiască modul de a gândi după modelul lui Dumnezeu. În momentul în care a venit diavolul și a pus o sămânță în mintea ta, tu va trebui să vii și să-ți reînnoiești gândirea după mintea lui Dumnezeu, după felul de gândire a lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10:5. Noi dărâmăm născocirile minții și orice înălțare care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și supunem orice gând ascultării de Hristos. Scopul diavolului a fost de a veni și de a planta în mintea multora gânduri care mai apoi să devină comportamente conforme acestei lumi. Vine Pavel și zice că va trebui să dărâmăm născociri ale minții, gânduri, idei, semințe ale minții care se ridică împotriva lui Dumnezeu. O, la cât de mulți vine astăzi diavolul și le spune, nimic nu-i sigur în lumea asta, ești confuz. Vine diavolul și spune altora, nu mai există nicio speranță, escatologia, ultima generație, generația răpirii și toate alea. Și oamenii sunt îngroziți când aud de COVID, când aud de toate lucrurile astea și vin pastori și vin oameni care aduc spaimă în biserici, în comunități. Și în momente ca și acestea, noi trebuie să ne întoarcem din nou la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu și să dărâmăm orice născocire care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Să înțelegem că suntem copii al lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa lui Iisus Hristos și că cea mai puternică experiență a bisericii este întâlnirea cu Iisus Hristos, mirele ei iubit. Apocalipsa, oameni dragi, tineri dragi, va fi cea mai mare sărbătoare pentru biserică. De ce? Că biserica se va întâlni cu Iisus Hristos, cu mirele ei iubit. Zeci de ani de zile stăm în biserici, ne rugăm, cântăm, vorbim despre cer. Și acum când ne apropiem de momentul acesta escatologic al întâlnirii cu Hristos, să ne fie frică? Ar trebui să fim cei mai puternici, cei mai îmbărbătați, cei mai curajoși. Am avut aseară rugăciune în Eclesia și una din surorile noastre foarte spirituale, aproape de Domnul, a avut o experiență atât de traumatizantă în viața ei. A plecat săptămâna trecută, vineri, de la locul de muncă, nu s-a simțit bine, s-a dus la un control medical, medicii au trimis-o la spital, au internat-o și i-au spus aceste femei, ai cancer în ultimul stadiu. Ne-am așteptat să o vedem dărâmată, înfrântă, căzută, a plecat la Cluj. Însă femeia asta a venit plină de bucurie. Știți ce ne-a spus ieri? A zis, dacă mă duc la Domnul meu, sunt cea mai fericită. Pentru că a fost o zi în care am dat viața mea lui Iisus și Hristos și-a trăit viața prin trupul ăsta. Pentru mine, momentul acesta al întâlnirii cu Iisus Hristos va fi o sărbătoare, o celebrare. Cam asta e atitudinea pe care ar trebui să o avem noi. Să ne noim mintea după cultura lui Dumnezeu, nu după cultura lumii. Nu vedeți cât de ușor ne-am lăsat modelați după cultura lumii ăstea? Nu vedeți cât de ușor materialismul ne-a modelat cultura? Cât de ușor umanismul ne-a modelat cultura? Cât de ușor relativismul ne-a modelat cultura? Și dacă altă dată aveam limite standard fixe de nestrămutat, astăzi încercăm să negociem orice? Principiul cel mai de bază al Scripturii este acesta. Înnoiește-ți mintea după cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
nu vă potriviți chipul veacului acestea, ci prefaceți-vă prin înnoirea minții, a gândirii voastre. E un principiu care te ține, e principiul cel mai de bază care te ține a fi un vas de cinste, a păstra limitele ca să-L poți experimenta supranatural pe Dumnezeu. Ne uităm fiecare dintre noi și admirăm oameni folosiți de Dumnezeu și ne întrebăm oare de ce folosește pe ei și pe noi nu? Pentru că oamenii aceștia, în primul rând, și-au dedicat trupul, au limite în ce privește trăirea în firea pământească, în trupul lor, dar oamenii aceștia au limite în ce privește modul lor de gândire. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, când a fost ultima dată când ai alocat un timp și ai făcut cercetări pentru a dărâma o idee pe care diavolul a pus-o în mintea ta? Când ți-ai luat ultima dată o zi, două, trei, în care te-ai rugat, ai postit, ai stat în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu și ai zis, uite că diavolul a venit și a pus gândul ăsta în mine, eu vreau să văd ce zice Biblia despre asta. Vreau să văd ce zice Biblia despre relația aceasta, despre dorința aceasta, despre gândirea asta, despre planurile, despre filozofia asta de viață. Cu durere o spun. Astăzi în biserici evanghelice sunt tineri care practică yoga creștin. Cu durere o spun, sunt oameni care ajung să facă lucruri condamnabile, extraordinar de puternic de către Biblie. Sunt oameni care vin și fără să știe să articuleze, vorbesc despre o karma, că ce ai făcut se întoarce asupra ta. Pentru că oamenii aceștia au lăsat pe diavolul să vină să planteze în mintea lor păcate, gânduri, filozofii de viață și niciodată nu și-au reînnoit mintea după cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum e mintea noastră? Mintea noastră e ca și o grădină. Noi acasă avem o grădină de câțiva zeci de metri, împreună cu soția mea ne învățăm copiii ce înseamnă viața, că, nu știu, morcovii nu vin de la Lidl, ci din grădină cineva îi cultivă și așa mai departe. Și în grădinioara noastră am experimentat un lucru. Dacă nu faci nimic, se umple de burieni. Ca ea să aibă legume, trebuie în fiecare zi sau tot a doua zi să plivești, să scoți burienile de acolo, să cureți. Cam asta e și mintea noastră. În momentul în care n-avem grijă de mintea noastră, să o modelăm conform cuvântului lui Dumnezeu, să ne înnoim mereu modul de a gândi după cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, burienile, semințele aduse de diavolul cresc și ne trezim la un moment dat că am căzut sub limita aceea în care Dumnezeu ne poate folosi ca un vas de cinste. Dă-mi voie să te întreb, mintea ta, felul tău de a gândi, este unul conform valorilor lumii sau este unul înnoit, conform standardului lui Dumnezeu? Dă-mi voie să te întreb, ai un legământ cu gândurile tale pentru a le ține supuse lui Dumnezeu sau lași pe diavolul să te jefuiască prin tot felul de gânduri de frică, de invidie sau alt fel de gânduri? Iacov 4:7 zice astfel, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Creștinii care sunt vase de onoare își înnoiesc constant felul de a gândi conform adevărului lui Dumnezeu. Respectă limitele ca să-L experimentezi pe Dumnezeu nelimitat, ca să trăiești nelimitat. Va trebui să facem încă un pas. Și dacă până acum am vorbit despre niște limite ale trupului, pentru că trăim într-o lume fizică cu trăiri, cu emoții, cu cele cinci simțuri și va trebui să punem niște limite ale dedicării trupului nostru ca o jertfă vie. Dacă v-am vorbit până acum despre minte, ca locul unde se iau deciziile și unde se naște păcatul și că va trebui să avem grijă ce gânduri lăsăm să fie semănate, să prindă rădăcină în mintea noastră, pentru că ele vor ajunge la nivelul trupului. Vreau să vă vorbesc despre voință. În al treilea rând, va trebui să învățăm să ne dedicăm, să ne predăm voința noastră lui Dumnezeu. Voința este una din facultățile sufletului. Și dacă sunteți atenți, o să înțelegeți cum funcționăm noi ca ființe umane. Avem trupul cu cele cinci simțuri care primește informații de la lumea asta exterioară și informațiile astea vin înspre sufletul nostru. Avem Duhul care e conectat cu Dumnezeu și transmite informații înspre sufletul nostru, mesaje din partea lui Dumnezeu și călăuziri și îndemnuri din partea Duhului lui Dumnezeu și vine în legătură cu noi, în sufletul nostru. Și sufletul nostru este centrul ființei umane în care avem rațiunea, emoțiile și voința. Cu informațiile care vin dinspre trup și dinspre duh, sunt două zone care operează, și anume rațiunea, și stai și zici, e bine să fac asta? Nu e bine să fac asta?
iau decizia asta, nu iau decizia asta? Și mai ai emoțiile. Și foarte mulți dintre noi știm că inteligența emoțională și marketingul știe asta, că deciziile emoționale sunt mai puternice decât cele raționale. Însă, arbitru dintre emoție și rațiune este voința. N-ați trăit niciodată în viață momente în care rațiunea v-a spus un lucru, emoția v-a spus același lucru și voința v-a spus că trebuie să faceți exact pe dos? Întotdeauna voința e arbitru care bate. Cred că cel mai puternic mod, pas, limită sau statut de dedicare a unui creștin este să-ți dedici voința înaintea lui Dumnezeu. Să-ți predai voința ta lui Dumnezeu. Iisus ne învață în rugăciunea Tatăl nostru și zice așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Trupul execută păcatul, mintea controlează trupul, dar voința controlează mintea. În Ghețimani, Iisus ne-a învățat că rugăciunea Tatăl nostru nu doar pentru noi, ci a fost reală și pentru El. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Atunci când voința noastră este predată lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu va deveni scopul vieții noastre. Cea mai puternică etapă a dedicării, cea mai puternică devoțiune, este momentul acela în care spui: Hristos, Tu trăiești prin trupul acesta. Eu am murit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. La un moment dat, Billy Graham zicea astfel: nu vă mai rugați ca Dumnezeu să vă binecuvinteze planurile, rugați-vă ca voi să fiți în planul lui Dumnezeu. Cel mai mare statut al dedicării, ca să fii un vas de cinste folositor în mâna lui Dumnezeu, e să ai puterea să spui lui Dumnezeu: Doamne, eu nu mai vin în rugăciune la Tine cu agenda mea și în fiecare seară, când mă pun la pat să mă rog, îți spun să faci și lucrul acela, să-l faci și pe celălalt, să nu ieși de celălalt. Și cel mai mare lucru e seara când îngenunchez în fața lui Dumnezeu, înaintea patului Tău, îți spui: Doamne, astăzi mă dau pe mine Ție. Unul dintre cele mai puternice momente în slujirea mea de la Eclesia a fost în urmă cu mai mulți ani, era la începutul bisericii, când într-o seară de rugăciune a trebuit să mor la învon, să dau un îndemn, n-aveam Biblia la mine, erau niște fete în spatele meu, am luat Biblia, am zis: dă-mi, te rog, Biblia, și m-am dus la învon să dau un îndemn. Când am deschis Biblia, am citit un bilet și biletul acela era pe prima copertă a Bibliei și spunea astfel: Doamne, de azi înainte mă dau pe mine Ție. Îți dau visele mele, îți dau scopurile mele, îți dau viața mea. Cea mai înaltă formă de devoțiune, cea mai puternică formă de a ajunge la standardele lui Dumnezeu, e să-ți iei voința ta și să o pui în mâna lui Dumnezeu. Diavolul adesea ne-a mințit pe mulți dintre noi că nu mai suntem în standardele lui Dumnezeu. O, da, te-ai botezat cândva, o, da, ai fost botezat cândva cu Duhul Sfânt, dar știi, ai mințit, ai păcătuit, ai făcut lucrurile astea urâte, tu nu mai ești un vas de cinste. În seara asta, mesajul pe care vreau să ți-l duc este un mesaj al speranței, un mesaj al credinței, un mesaj pe care îl aduce Sfântul Apostol Pavel și zice: Știi, Timotei, dacă cineva se va curăți, va fi un vas de cinste, folositor. Deci dacă cineva se curățește de păcatele vieții, de lucrurile astea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor, stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Nu-i păcat să trăiești o viață în biserică și să fii un vas de ocară? Nu te doare inima să vezi ce potențial a pus Dumnezeu în tine? Potențialul supranatural a unei slujiri pline de har, de Duhul Sfânt, care să impacteze lumea asta, să fie lumina lumii, să fie sarea pământului, o cetate așezată pe un vârf de munte și tu să-ți dai seama că nu mai ești acolo?
pentru că ai lăsat în viața ta anumite lucruri să intre prin trupul tău și diavolul să te lege cu ele. Și diavolul să te jefuiască de neprihănirea dată prin Hristos, de curajul și de evlavie. Și te duce să spui unea despre Hristos și diavolul spune, tu vi se spui? Dar nu știu ce ai făcut aseară, dar nu știu la ce te-ai uitat ieri, dar nu știu ce ai vorbit alaltă ieri. E seara în care trebuie să spui înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de astăzi înainte voi fi o jertfă vie. Fac legământ cu mintea mea și nu o să las pe diavolul să mă jefuiască de gândurile pe care tu le-ai pus în mine. Gânduri de pace și nu de nenorocire, că o să-mi dai un viitor și o nădejde. O, cât de mulți dintre voi nu vă luptați cu depresia, cu frica, cu descurajarea. De ce? Când n-ați făcut un legământ cu trupul ăsta și l-ați lăsat pe diavolul să aibă acces. Și printr-o imagine, și printr-o vorbă, printr-o judecată, a venit un om și v-a spus că nu sunteți buni de nimic. Poate că omul acela a fost unul cu autoritate, un părinte, și ți aruncă o vorbă de moarte peste tine și o viață întreagă mergi cu lucrul acela că nu va fi nimic de tine. Stau de vorbă și am stat și zilele astea cu cineva, mi-a zis așa, știi, mama mea a rostit peste mine și a zis, niciodată nu va fi nimic bun de tine. Întreaga viață am reușit să fac ceva și nu pot să fac nimic, mă urmăresc vorbele acelea. Am stat de vorbă săptămânile trecute cu un bărbat și a zis așa, mi-a spus cineva că voi eșua și voi falimenta, mă văd în fața falimentului, pentru că nu a făcut un legământ cu el. N-a făcut un legământ cu ceea ce ascultă, cu lucrurile la care își pleacă urechea, cu lucrurile la care se uită și ce acceptă să vină. Și diavolul folosește trupul ăsta să ne atace și vă atacă prin fel și chip. În seara asta e vremea să-ți dedici trupul ca jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Zici, Iisus Hristos, vreau să fiu un vas de cinste, folositor, să te experimentez într-un mod supranatural. Apoi va trebui să-ți înnoiești mintea. Vrând nevrând, trăim într-o lume, într-o lume în care sistemul lumii ne afectează pe fiecare dintre noi. Va trebui să lupți, să dărâm întăriturile pe care diavolul le ridică în mintea ta. Adesea, știi ce înseamnă o întăritură? Înseamnă o fortificație, înseamnă un zid, ceva de care nu poți să treci. Și vine diavolul și spune, oh, tu niciodată nu mai poți fi mai sfânt decât atât. Tu niciodată nu să ai un soț sau o soție, o familie fericită. Ai 30 de ani, ai 35 de ani, nu te-ai căsătorit. Niciodată să nu te mai căsătorești. Vine diavolul și spune, o, condiția ta, familia ta din care ești, nu o să-ți permită să-L slujești pe Dumnezeu la alt nivel. Pe tine nimeni nu o să te promoveze vreodată în biserică. Niciodată nu o să fii în zona asta din față. Și în momentul acela va trebui să vii și să dărâm întăritori. Și cel mai înalt mod de dedicare e să-ți pui voința înaintea lui Dumnezeu. Vreți să ne rugăm în seara asta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Respectă limitele ca să trăiești nelimitat. Trăim într-o societate care ne-a învățat să urâm limitele, să ne enerveze când ni se pun limite. Însă Dumnezeu, știți ce face? Ne protejează punându-ne limite. Dumnezeu ne protejează pentru că știe că suntem într-o lume, într-un context periculos, în care diavolul caută să înghită ca un leu. Dumnezeu a pus în tine potențialul extraordinar de a găzdui prezența lui Dumnezeu, de a fi un vas de cinste. Depinde de tine și de modul în care trăiești cu Dumnezeu. Cât de înalt te lași folosi de Dumnezeu, cât de înalt te ridici la standardul lui Dumnezeu. Vase de cinste devenim atunci când prin jertfa lui Hristos Dumnezeu vine și locuiește în viața noastră. Dar zice Biblia că în cer una e strălucirea soarelui, una strălucirea lunii și alta e strălucirea stelelor și fiecare stea se deosebește de ea însăși în strălucire. Eu știu din toată inima și din Scriptură că mântuirea e prin har și prin credință, dar răsplătirea e după modul dedicării noastre. Deci aș vrea să ne rugăm în momentele astea, aș vrea să plecăm capetele și să spunem lui Dumnezeu
că vrem ca această conferință, tânăr azi, Elim, octombrie 2023, să fie modul, să fie timpul, să fie locul în care trecem la un nou nivel spiritual, în care devenim vase de cinste, în care suntem folositori Stăpânului. Haideți să ne rugăm cu toții. Înainte de a-mi încheia slujirea din seara asta, vreau să mă mai rog pentru două categorii de oameni. Am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, ca astăzi. Aici să mă rog pentru oamenii veniți la această conferință care nu-L găzduiesc pe Dumnezeu în viața lor, care nu sunt vase în casa lui Dumnezeu și care n-au intrat în casa lui Dumnezeu prin iertarea adusă de Hristos la Golgota. Se simt străini, nefolositori și n-au certitudinea mântuirii că într-o zi vor fi în cerul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru a fi un vas în mâna Stăpânului, trebuie să crezi. Dacă ai venit în seara aceasta la conferință și n-ai siguranță că în momentul în care vei închide ochii în lumea asta, îi vei deschide în împărăția lui Dumnezeu, deși te-ai născut în biserică, deși ai trăit în biserică, deși ai cântat în cor, în fanfare și îți dorești să fii un vas în mâna unui Dumnezeu puternic, să te simți folosit de Dumnezeu, să fii cu impact în lucrarea lui Dumnezeu, pentru tine vreau să mă rog în seara aceasta. Aceea, în timp ce noi toți stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, oriunde ești, te rog, ridică mâna, vreau să te văd și să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe voi de la balcon, și pe voi din sală. În al doilea rând, vreau să mă rog pentru voi care ați fost vase de cinste. O zi intrați în apa botezului, o zi botezați cu Duhul Sfânt, o zi în care Dumnezeu v-a călăuzit viața și vorbeați cu Dumnezeu ca și cu cel mai bun prieten. Dar pentru că n-ați făcut legământ cu trupul vostru, n-ați pus limite în dedicarea voastră, încet, încet,
Diavolul v-a furat strălucirea? Diavolul v-a ciubit viața? Și ați fost retrogradați la niște vase uzuale, mântuiți, dar nu vase de cinste. Dar n-ați rămas nici măcar aici, ci diavolul v-a ciubit viața și trăiți cu amintirea unei zile, a unor experiențe, dar astăzi în inima ta te tem cumplit de moarte, pentru că știi că moartea pentru tine înseamnă a fi aruncat afară, la Laodicea. Întoarce-te la dragostea din tăi, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Dacă ești și tu în seara asta aici, în timp ce stăm cu capetele plecate, și pentru tine vreau să mă rog, mâna dreaptă ridicată în sus. Dumnezeu să se îndure de voi. Cel mai simplu, cel mai confortabil pentru mine în momentul ăsta, știți ce este? Să mă rog, să vă pun în mâna lui Dumnezeu și să plec. Dar dacă astăzi simți că în spate a ceea ce îți vorbesc, eu îți vorbește Dumnezeu și crezi că vrei să te rededici, să-ți reașezi viața cu Dumnezeu și vrei să ne rugăm împreună, poți să vii aici în față și o voi face cu cel mai mare drag. Am venit să vă slujesc, dar nici măcar n-am venit să vă slujesc vouă. Am venit să slujesc unui Dumnezeu care a murit pentru viața mea și care dă valoare vieții mele în fiecare clipă. De aceea, în următoarele momente, dacă vreți să ne rugăm împreună, trebuie să ai curaj. Mântuirea, rededicarea se face prin asumare. Te aștept să vii aici în față, o să ne rugăm împreună pentru tine. Cu toată biserica începem să ne rugăm pentru toți oamenii care au ridicat o mână, atât pentru mântuire cât și pentru rededicare. Și dacă vor veni oameni, mă voi ruga cu ei și Duhul Sfânt le va schimba și le va transforma viața în numele lui Iisus Hristos. Amin. Începem să ne rugăm.